Hai, frățioare! E Marina pe motor. Ha, e Marina pe motor într-un Renault. Unu, doi, trei și... Floarea soarelui! Salut, să rămână să trăiți și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube! Salut! Salut, Marina! Salut, Eugen! Astăzi vă vom prezenta un mini traseu, așa îl numim. Un traseu mic, interesant. Am fost până la Vâlenii de Munte, la prietenul nostru specialist în ale enduro, Mihai. Și la întoarcere ne-a recomandat să o luăm pe zona asta spre Slănic, dar noi vom face stânga, nu dreapta, spre Slănic și vă vom prezenta aceste mini serpentine de la pădurea Cazacu. Marina, o să te las în față că parcă mergeam mai bine așa când erai tu în față, nu? Dacă nu-mi zici că vine curbă, vine de-aia, e ok. Ok, nu vine nimic. Nu vine nimic. Aici ieșeam, zicea Mihai, să o luăm pe o stradă, pe la Bughi, așa, am fi ieșit direct aici, în dreapta. Dar trebuia să trecem niște ape și am zis mai bine altă dată. Cum e, Marina? Îți place? Ha, virajatele lui Eugen. Virajata, mâine e gata. Da. Asta este o paralelă cu perioada copilăriei noastre, când mergeam împreună cu părinții la Marea Neagră, în vacanța de vară, și erau niște domni fotografi care îți făceau fotografie, dacă voiai, împreună cu familia, fotografie color, și a doua zi era gata. De acolo și cu mâine e gata. De acolo și expresia mâine e gata. Dar nu era, ce cuvânt era, nu știu ce, mâine e gata. Uite că nu mai știu. Uite că nu mai știu. Nu dați banii pe prostii, faceți poze la copii. Nu știu cum e gata. Cum? Nu știu ce e gata, dar mâine e gata. Dar nu știu ce mâine e gata, ce era. Hai, frățioare! E Marina pe motor. Da, e Marina pe motor într-un Renault. O ia înapoi motocicleta. Ia să vedem aici ce frumos este. Da. Dăm și noi a doua, ca să fim oameni serioși. Nu ne bate în joc de lucruri. E frumos că e pădurea asta pe aici, na. Poate admira peisajul. Serpentinele tale, ac de păr. E, nu sunt chiar ac de păr, sunt pieptăn de păr. Sunt mai permisive. Mai permisive, nu? Veneam pe aici când eram mic și era un drum atât de prost. Dar ce face, frate? Se bagă în șanț.
Da, nu știu. E marina pe motor, zic eu. Cred că e prima oară când... Ok? Ok, what can I say? E piciorul meu pe jos. Aoleu, să nu aud așa ceva. Ba da. N-am mai mers de mult pe serpentine, dar ce face frate, se bagă, vrea să o depășim. Da, vrea să-l depășim. Numai că noi nu suntem genul ăsta. Dar nu înțeleg de ce. Să oprească de tot și atunci îl depășesc. Dar cum, mă, n-ai mai mers de mult pe serpentine? De o săptămână, nu? Da, uite că nici nu-mi dau seama de săptămână, prin să se încuraj. Foarte bine, oricum, este o evoluție, te văd. Hai mai nene, mă. Bine, n-aș putea spune că nici acum nu este un drum perfect, dar n-are gropi. E doar ușor vălurit, așa. Și aici? Stânga. Gata, ai scăpat. Aceasta a fost partea cea mai spectaculoasă a mini-traseului, dar natura și de aici încolo va fi frumoasă. Hai odată cu mine. Păi da. Uite-l pe domnul Cătălin, ca să zic așa. Eram pe contrasens. Cine? Eu. Dar nu m-am uitat, nu se vedea bine dunga. Vorbilou. Ho, ho, ho. Ce imobil maestos aici. Da, chiar că și poartă maestoasă. Cum? Și cu o poartă maestoasă. Și poartă maestoasă și imobil maestos, da. Wow, ce frumos pe aici. Da, foarte frumos. N-am fost pe aici niciodată. Deci Mihai a spus la enduro, când urci o pantă foarte abruptă și nu poate să urce motocicleta și o simți, o las să oprească și te dai la o parte. Că dacă se oprește, nu ia înapoi în primă fază. Bine, aia nu era chiar așa de urcat, s-ar fi dus înainte. Panta ta, acolo bucățica aia era destul de abruptă. Păi da, dar ar fi urcat motocicleta. A, motocicleta, păi da, aia ți-au și dat-o, că da, na. Păi nu, și dacă eu țineam de frână fără ambreiaj, nu se oprea? Se oprea, dar nu o lua înapoi. Aha. Eu am ritmul meu și nu mi-l schimbă nimeni. Da, eu am ajuns ușor-ușor, după 2 ani de zile, să merg așa cum merg cu mașina, în ritmul pe care îl folosesc la mașină. Așa simt eu, așa mă simt eu bine. Mai și vorbim, mai și încercăm să transmitem un mesaj. Încerc să transmit mesaje, să fiu coerent, să vorbesc corect gramatical. Să vorbesc cu intonație și să alerg ca tembelul pe aici. Nu merg toate acestea împreună, nu merg. Am o enigmă legată de faptul că odată cu trecerea timpului și cu obișnuința și deprinderea cât mai coerentă sau cursivă a comenzilor motocicletei și vin anii, trec anii și mergi tot mai mult, odată cu trecerea anilor îți dezvolți
niște, zic eu, inconștiențe din astea, na, opa, uite, vrei libănește și în partea cealaltă. Nu, mergem pe unde zici da, tu. Da, da, în față. Hai, bagă. Hai, salut. Hai, salut. Niște inconștiențe, așa le consider eu, adică mersul foarte tare în curbă. Și băiatul ăsta ne-a depășit la o intersecție de drumuri. Da, a văzut că nu vine nimic și nu ne-a depășit chiar cu 150, la el nu mă refer. Mă refer la motocicliștii care iau curba asta cu 150, unde ce-o fi în față, poate să iasă o oaie, poate să... în fine. Am mai spus-o eu, e posibil ca această grijă sau precauția noastră să rezulte și din vârstă. Ce zici? Vârsta, da. Da, asta ai zis și tu. Dar cum să iau eu curba asta în viteză când vin mușterii ăștia tare, dacă îi scapă un pic cele patru roți? Mă duc la cetățeanul ăsta în curte, direct în căruță. Ia uite, căruța este din Anglia. Hai că încurci o salvare, Marina. Păi să mă depășească. M-am dat la o parte, eu am redus viteza. Gata. Ce-am mai observat tot așa mai mult la motocicliști experimentați și iar nu știu de unde vine și acest curaj de a merge în pantalon scurt și în tricou. Nu știu de unde vine acest curaj. S-a mers foarte mult și ai prins o încredere și într-adevăr nu este astrofizică. Sunt două roți, o accelerație, o frână la picior și una la mână și un ambreiaj. Sunt două roți, nu sunt patru. Da, dar mersul ăsta îndelungat, adică, nu știu, 10 ani, nu mai frânesc când am chef. Poate îți transmit așa o încredere în sine de... Nu știu, sunt curios cum gândesc. Am să, când o să întâlnesc un motociclist și o să am ocazia să-l întreb, o să-l întreb. Cum gândești când te urci pe motor în pantalon scurt și în tricou? De să nu fiu înțeles greșit, nu am absolut nicio problemă. Sunt curios, așa din punct de vedere psihologic, care sunt considerentele intrinseci. Care sunt considerentele care determină acest curaj, care provoacă acest curaj? Plopeni. Bineînțeles că ne urcăm pe motor și nu ne punem problema unui accident sau nici măcar unei căzături, că atunci la ce ne mai urcăm? Dar uneori nu depinde de tine. Uneori depinde de orice altă împrejurare exterioară care îți poate fi fatală, Doamne ferește. Plopeni sat. Ghici ce? Probabil urmează și Plopeni oraș. Wow, ce frumoasă e această pădure. Bine, bine. Foarte bine. Nu pot sta după mine, care am 60 în localitate. Trebuie să mergi 70. Cu... Nu, atât aveam eu acum. Trebuie să mergi cu 90 în localitate. Nu? Da. Dar hai, eu sincer găsesc înțelegere mai multă la șoferii ăștia care merg cu oricât pe oriunde, față de motor, unde... Uitați-vă la mine, sunt afară. Ce biserică mare! Ce biserică mare, da. Este nouă sau este... E posibil să fie nouă, da. Mamă, da, ce drumuri au aici la Găgeni? Drumuri bune?
Adevărul că da. Uite, pe partea asta au făcut și trotuar și aici pe stânga, ăștia de pe stânga, ca de obicei, stânga e mai oropsită decât dreapta. Ca în istorie. Cei care sunt de stânga, uite, n-au trotuar, sunt cu țevile pe afară. Sau poate cei care sunt de stânga, numai ei au gaze. Da, și ăștia pe dreapta au trotuar. Unii au gaze, unii au trotuar. Mini traseul nostru a fost la plecarea din Vălenii de Munte, am făcut dreapta spre Slănic, am făcut acele interesante viraje prin pădurea Cazacu. La terminarea virajelor nu am făcut dreapta spre Slănic, am făcut stânga, întorcându-ne spre Ploiești și am traversat frumoasele localități Coțofenești, Plopeni, Găgeni și altele cu N și cu Ești. Am considerat util să vă arătăm acest mini traseu, cum în același timp am considerat util să nu scăpăm ocazia să vorbim între noi și cu voi. Ei, intru și în rond, îi tai fața lui ăla. Taie, taie, nu ierta. Și dreapta. Haide, Marina, să coborâm. Dar e ciudat așa rond în vârful podului. Da, e ceva aparte. Nu? Da. Haide să ne luăm la revedere tot înconjurați de floarea soarelui. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dorim să fiți veseli și sănătoși până data viitoare, când ne vom revedea pe motociclete. Pa, pa! Vă pupăm!